Wow! Ești tare, da. Așa. Bun. Nu, nu, încă trei. Nu, e prima trei. Nu, încă trei, dă-i. Una! Da. Dacă trei ori la rând, atunci e înghețată. Și acum, dacă din prima a prins, o dă-i încă trei bomboane. Încă trei? O să rămâne mai... O să rămâne mai... Să... Deci, închidem ușor, da? Ia mai faceți încă o dată. Ia bomboanele și înghețata, da? Da. De data nu. Foarte tare tu. Măi, dar zici și nouă cum a fost. Vă puncte. Băi, tu e zahar mai mult, vă punctul. Vezi punctul? Da. Ce culoare are? Păi, depinde ce culoare e amaraș. Ah, mă înțeles. În funcție de amaraș. Ok. Меня стакан. Ok, continuăm. Deci, e foarte mult. Da. Deci, descoperim astăzi niște lucruri interesante, nu? Descoperim ce am lucrat toată săptămâna. Da, exact, da. Deci, Teo, la tine se va întâmpla exact la fel, da? Numai că fii mai atent la ceea ce se întâmplă, la cele simțuri care... Da, mie, pentru mine... Voi întotdeauna sunteți alături, cum ar fi, știi? Deci, uneori, pentru mine... Bine, uneori, pentru mine, așa cu paharele, e greu, că prima dată zice bine. Așa. Deci, și mie mi-a venit aici, dar nu pot să schimb tot aici. Primul răspuns e bine. Vezi? Noi vă să învățăm să ascultăm intuiția. Primul răspuns. Eu de asta mă grăbesc. Mă gândesc, pun întrebarea repede și prima... Da, ați observat că când sunt mai multe pahare, intuiția funcționează mai bine, da?